Un grup de cetățeni au venit în audiență și mi-au cerut să vorbesc public despre lucru acesta și eventual să fac demersuri pentru deblocarea situației create. Cred că nu e nicio surpriză și v-ați dat seama că vă voi vorbi despre rădăuți și nu pot să spun că nu sunt preocupat de situația dramatică cu care se confruntă cel puțin câteva sute de rădăuțeni din cauza că activitatea primi, primăriei rădăuți este blocată. În același timp, cetățenii nu înțeleg cum trebuie să plătească taxe și impozite, activitate care nu este blocată de către primărie, iar activitatea primăriei este blocată atunci când cetățenii au nevoie uh, să primească anumite documente din primărie. Această activitate, știți cu toții, este blocată în principal datorită faptului că PSD, organizația PSD, prim-consilierii PSD rădăuți, printr-un gest care nu îl putem cataloga decât irresponsabil, au boicotat ședințele de Consiliul Local uh, rădăuți, situație care a dus până la urmă la dizolvarea Consiliului Local, bineînțeles și cu complicitatea prefectului PSD. De la acea vreme. Deși sunt la zi cu taxele și impozitele locale, rădăuțenii nu înțeleg de ce nu pot intra în posesia unor documente vitale pentru ei, și pe care le pot obține doar de la primăria rădăuț. De luni de zile la rădăuț nu există nici primar, nici viceprimar, nici Consiliul Local. Orașul fiind practic paralizat. Sute de cetățeni nu pot să construiască. Nu pot să se racordeze la utilități, gaz, electricitate, apă și canalizare. Pentru a face acest lucru, are nevoie de avize de la primărie, avize pe care nu are cine să le elibereze, nu există persoană abilitată să poată semna aceste acte. Practic, și proiectele de dezvoltare ale orașului Rădăuți sunt total blocate. În opinia liderului liberal Sucevean, autoritățile județene tratează mai mult decât ar trebui cu ignor situația de la administrația rădăuțeană. Consiliul județean tratează această situație cu indiferență. Prefectul face cât îi permite funcția, iar guvernul nu îi pasă sub nicio formă de această situație. Rădăuțenii au solicitat ajutor din partea liberalilor în vederea soluționării problemei administrației locale, iar deputatul Balan a avut și o recomandare către șeful Consiliului Județean Suceava. Au venit aici, cred că vreo 30 de oameni, nici nu știu cu ce mijloace în transport au venit, au spus că merg și la prefectură, merg și la Consiliul Județean și la PSD Suceava, nu are o conotație politică de mersul lor, e un demers pur Civic, cetățenesc, născut din dorința de a debloca activitatea primăriei Rădăuți. Și acum, uitându-mă în trecut și analizând ceea ce a făcut PSD în Consiliul Local, prin consilierii săi la Rădăuți, a fost până la urmă și a avut până la urmă ca rezultat blocarea primăriei rădăuți, activității primăriei rădăuți. Astăzi suntem în situația în care și eu și președintele Gheorghe Flutur și alți colegi din PNL au făcut nenumărate demersuri pe lângă premierul Victor Ponta, pe lângă guvernul României, am făcut interpelări. La unele nici n-am primit răspuns, la unele am primit răspuns în doi peri care nu ajută cu nimic cetățenii. De aceea cer președintelui Consiliului Județean în mod deosebit, prin autoritatea pe care o are la nivel de județul Suceava, să ceară premierului Ponta, așa cum cereau cu ani în urmă rădăuțenii, îi cereau președintelui de atunci Iliescu, Ponta fii drăguț și treci și pe la Rădăuți